De ce nu zici la ce instituție lucrezi? Și stai așa, la ce instituție lucrezi? De ce mă urmărești? De ce peste tot unde merg, vii după mine? Zi la ce instituție lucrezi? Ești la vreun serviciu de informații? Zi-mă, alo, alo, stai puțin. Zi-mă, bă, alo, alo, că ai cască. La ce instituție lucrezi? Alo. Zi-mă, la ce instituție lucrezi? De ce te ții după mine? Cine ești? Cum te cheamă pe tine? Băi, nene. Zi-mă, nene, bă, alo. Uitați, uitați. Uitați unde intră, ca să vedeți despre ce e vorba. Uitați unde intră. Cine-i domnul? E de la jandarmerie? Se ține după mine, mă urmărește peste tot, legitimați-l, uitați. Ia uitați. A intrat domnul în guvern. Domnul, la ce instituție lucrezi despre mine să intri în guvern? Cine-i domnul? Se ține după mine, cine e? Nu știți? Dar cum de l-ați lăsat în guvern? Spuneți, cu ce vă putem ajuta? Cine-i domnul că se ține după mine? L-ați lăsat în guvern, cine e? Cine e? Nu pot să vă dau informații. Nu? Am înțeles. Ați văzut, dragi prieteni, ca să vă fie clar, Ciolacu ce face cu opoziția parlamentară.